păcălela. Ia, ăla îmi place. Musca intră în iarbă. Ce mișto e iarba. Cu ce să lei, nu? Ce că nu trebuie? Ce mă, dar te-ai gelat timp. Ha? Te-ai gelat timp. Doar la mine? Ce gelat timp mi-a tras? 4, oia, nu, da? Tot cur. Nu știu, văd că... mai bine acolo. Nu prea. Nu se mai întâlnesc cât am despăduicheat eu astea. Da, e cu... du-și și întors așa. Că nu e, că nu e. Numai câtă iarbă să prea mă Dorei capu. Nu. Nu frânsă de noi. Ia carasul. Ia carasul. Asta era încărlă. A, ne-am agățat? Da, da, așa. Nu e bine, că buzul e departe, nu-i problemă. Dar lăsați mai jos, lăsați mai jos, ca să se scoate. Să vă scoateți pe spate, la așa. Așa. Gata, strângeți. Strângeți. Repede. Că n-am văzut un buz. A, da, da. Am ca murdărei muștile astea până ierba asta pe cea.
Alo, bună ziua. Dau la Obles. Pusei până la Vâlcele, nu mai luat nimic. Aseară am luat niște bibani și acum nu. La doar 4 și n-am mers nici la 2, nici la 3, nici la centrală. 4 pe cur. Da. Na, nu vrei nici. Apa chioară. Aseară am luat ceva pe la podul 2 cu buldo și pe plumb de la 9:30 până la 10. Am luat vreo 20 de bucăți la centrală și pe întuneric. Nu, e umflat. Dar în față la podul 2 e colmatat, mă. 50 de metri, 30 de metri. Sunt la Bascov, la cădere, apa oprită, mănâncă obletele foarte bine. La canul aici. Nu mai mă duc, n-au luat nimic ăștia, 5 bibani e mil. Nu știu nimic, e vară, îți dai seama, stălpește la curent. Mă mulțumesc cu obleții, am vreo 3 kg, n-am treabă. Plin de icre, n-am treabă. Bibanul e la Dobrogostea, nu mă duc eu acum la Dobrogostea. Uite-le-aia. Păi acolo e acum, e vară, da. La curent. Da. La Dobrogostea, unde a făcut ea, ca să lăsa mașina, treci canalul, uși pe taluz și dai în fața stâlpilor. Și o leacă stânga, către taluz. Unde era pământul la pociment. Da, luam bucăți, dar n-am mai dat am de zile. Da, acolo e bibanul din... O să mă duc o dată de curiozitate să dau la muște și aia e. Cum le-am luat toate la rând, măcar vede lumea filmul, știi? Că o fi, că n-o fi. Bobic, aici merge foarte bine, dar te las că nu mai am baterie, e roșie asta. Și nu mai plec. Poate mai suna vreun. Dacă vii încoa, merge foarte bine. Plin de icre. Aha. E oprit și curgea la canal. Dă-mi, dă. Mișto. Bine, hai, succes la treabă. Pa, pa, sănătate. O avea presiune bună de mâncă. Multă lume se uită după presiunea, domne, presiunea scăzută, crescut. Zic că azi nici n-am urmărit eu cum a fost presiunea, dar am mâncat, dar... Degeaba e presiunea bună dacă cupi apa sau dacă... A. Ține cont și de astea? Okay. Ține cont și de astea? Dacă, dacă curge și curentul e pe acolo. La aia ultima. Ia uitați cum băgăm, cum scotem. Deci la acum se prezintă azi. Eu sunt foarte mulțumit față de niciun pește care le luat 4 bibănei la Vâlcele. Și alții de la plătică pe la Olt și se duce la dracu cu cărșunea aici. Nu a tras, domne, plătica, domne. Hai de-o trage, bă, e vară. Peștele și la Drăguiești, general, un prieten se ducea toamna, ce, bă, merge carasul de rupe, de la 400 de grame în sus. Dar când, mă? Toamna, bă, mă. Aha. Toamna, bă, păi toamna trebuie să mă începește, bine. Să faci pentru iarna, da. Jumatea verii. Te duci pe mal mai nimic. Nu avem pretenții. Wow. La Drăguiești? Începând de anul ăsta le-am înțeles total, clase, orice. Și la Drăgășani? Vâlce și de Vâlce. Păi ăla e de Vâlce. Drăgășani. Păi să le interzică că a băgat țiganii au luat-o pește de acolo. Țiganii aia. Dacă lasă 2-3 ani,
Să le facă un pic. Aia de la centrală. Acum... nu mai să fie așa, da. Să nu zic, păi de azi. Păi da, prea erau plasele zona Miaza Mare ca la piața din automobile. Cum? Păi de aia zic. Pe timpul lui Băsescu s-a mers la braconaj la greu. Ăla a fost sistemul lui Băsescu. Că dacă nu vroia Băsescu, nu făcea nici ăștia. Că nici la... eu nu cred că la Ceaușescu se întâmpla așa ceva. Să bage unii plase, să-i anunță, nu ia securitate. Cred că te-ai băgat de la pușcărie a doua zi. Pe timpul Ceaușescu. Dar să vrea să facă ceva pentru țară. Acum, libertate, frate. Hai să ne omorâm, că e libertate. Că n-avem ce mânca, că n-avem ce trăi. Păi și muncești. Adevărul e că nici ăștia nu mai respectă Constituția. Dacă la Constituție sunt obligați să-ți dea loc de muncă, Băsescu, de ce ne trimite afară? Sau de ce au plecat 4 milioane de români? Vedeți că nici ei nu respectă. Păi loc de muncă la, în România, de ce ești președinte? Ce Constituție respecti tu când spui să respectăm Constituția? Păi respect-o. Fă 4 milioane și adu-i în țară. Pentru voi v-am creat condiții, acum veniți în România. Frumos. Ha. Păi străinii nu trebuie să pună și ei să iau un ban de la noi, să muncim pentru ei. Și a făcut jocul străinii noi, noi am rămas ca sclavi așa. Păi da, împreună cu ai noștri. Toți au făcut același plan. E, să urmăresc alte lucruri, nu e asta cu locuri de muncă, e la mișto așa. Să urmărește globalizarea, altele, euro, un singur conducător al lumii, diavolul să fie șef, cine nu se supune, trebuie să pui semnul 666, cine nu se supune, n-are voie nici să vândă, nici să cumpere. A, e sistem complicat, nu e... da. La prima vedere pare așa, uite, domnule, ne-a cucerit ea, păi da, te-a cucerit. Să plângeau ei și englezii. Domnule, cea mai mare putere economică și acum plângem de foame aici și șomeri că ne-am dat la un european. Și vroiau să iasă, ați văzut? Dar e mai grea să ieși acum, că... ei și-au făcut locația. N-ai cu ce, unde să faci comerț, nu multe chestii. Teritorii alea, mai poți să mai ieși acolo. Mai poți să ieși din gheara lui diavolul. Mai puțin. Și apoi de ce să ne văităm? Că dacă așa e scris că Dumnezeu zice că a făcut lucrările și le-a și terminat de la începutul lumii. Și ce e să se întâmple, ea se întâmplă. Nu ne facem nicio grijă, că și dacă zicem ceva sau nu zicem, oricum de noi nu ne bagăm seama. Vorbim așa, dă niște realități, da, asta e. Până la urmă și noi și ei suntem muritori, toți plecă la Dumnezeu, înțelege? Nu rămânem niciunul, că facem un lucru, că facem două lucruri sau... orice am face, când ne vine vremea plecând în corp, ăsta merge la viață veșnică, asta e. Aici suntem ca în laborator. În laboratorul lui Dumnezeu. Mergem, lucrăm, ne cheamă la lumină, să primim lumina, cine vrea, cine nu vrea, merge pe calea lui, la sfârșit ne cheamă la judecate. Îi mai zis lui soacră, mi-a zis, bă, acum a murit actul. Păi vrei, hai să le spun un secret, că e viu, că n-a murit. Păi dacă nu-l mai văd eu, păi nu-l mai vezi cu ochii ăștia în trup, dacă nu ieși din trup și ajungi la extraterestri și nu-l vezi, să-l vezi. Sunt niște lucrări minunate ale Dumnezeu. Făcute cu noi, mai ales că ne dă viață veșnică și alt trup ceresc, în care nu o să mai vină moartea la ăla. A trimis și pe fiul lui, ne-a arătat tot, acum... trebuie doar să ascultăm de Dumnezeu. Să ne fie bine, că altfel...
Ori așa, ori așa tot la el merge, că n-avem. Dar e mai bine să ascultăm, să nu ne pomenim în iad după aia. Că zice că e nasol în ea. Ne chinuim o veșnicie. Dar i-o dat drumul la baraj până diseară, nu știu. După aia până se așează, mă trebuie. Mama a venit pe aici, mă, nu știu ce. Au ăștia cu program, nu mai iau, dau drumul așa, e tot aleatoric. Păi, da... E de lucru, ci că la barajul de sus au fisură. De la ce acolo? La vidrar. Trebuie să-l golească. Acum e golit jumate, trebuie să-l golească mai mult de jumate. Trebuie să-i pună nu știu ce, să-l zidească. Da. Și ăstea le ține ca îngolite așa. În caz de avarie, cine știe. Acum trebuie să le țină mai golite, că în caz de ceva să aibă unde să le primesc. Da, e și mare rău, am fost pe el și m-am uitat jos la cădere. Păi cât e până la cădere? E imens așa. E imens și barajul. Și apa are forță, cu toate că e zidul, cimentul, că stă el așa, dar noi așa zicem, dar credeți că nu acționează asupra lui nicio putere? Asupra cimentului? Că nu stă apa liniștit așa. Are forță, ai de împinge. Dacă se macină, până la urmă piatra și ciment se macină. Rămâne ele intacte așa. Păi fi făcut ceva așa de inox. Un zid de inox de fi făcut, îmi duce mai. Sau protecție de aia de inox, cumva. Să fi fost îmbrăcat așa. Cu niște de-astea de inox. Frumos, adică să nu mai corodeze apa, știi? Dar vă dați seama cât material le trebuia lor. Lua tot inoxul de la uzine. Dar putea să revină și la râu normal cum era odată. Dar termină cu hidrocentralele astea. Că înainte să fie barajele, nu era râu de pe la munte? Oricum nu trăim noi ca să vedem un baraj de ăsta erodat. Asta rezistă tu de dar. A, na. Da, vorba dumneavoastră. Eu am 45 de ani, nu știu cum plec la domnul. Într-o zi, 10 ani, 20, 30, da. Ăstea rămân acei la copii. Da. Generațiile care vin.
Păi și informațiile care le facem și ce ne-a dat Dumnezeu să le construim noi, oamenii care am trăit în perioada asta, rămân tot la copii. La urma și ei, la rândul lor, la următorii, până se va termina lucrarea de procreere. Și după aia, gata, nu mai va fi viață pe pământ. Termină lucrarea asta. Și vom trăi toți în cer veșnic după judecată. O să ne aducem aminte când am fost pe aici, de dădeam la obleți. Doamne, ce frumos era acolo, dădeam și noi la oblete, ne mișto treaba pe pământ. Bă, dar ce trag ăștia la magie asta, parcă e sfârșitul lumii, bă, n-am văzut. E și sete, dar parcă nu e să-i las pe ăștia așa. Dar mă duc să-mi iau totuși o sticlă de apă și să mai descarc găleata asta. Și revin imediat.